Pam, pam. Păi e frumos, nu? Adică orice, nu știu, orice festival care se întâmplă este extraordinar de binevenit. Știi? Și eu mi-aduc aminte că am participat la prima ediție și au trecut de atunci o grămadă de timp și mi se pare super tare cum a evoluat așa și cum s-a deschis și câte trupe au venit și... Nu. Eu mă bucur că din cauza festivalului poate că ne-au văzut oameni care n-aș fi venit să ne vadă unde jucăm noi în mod normal. Și poate că așa am mai câștigat și noi niște public sau i-am pierdut pe toți. Eu nu prea împart teatru așa. Adică, pentru mine, nu știu, teatru împărțit în teatru bun și teatru prost, știi? Adică, oricum, ce aștept este să fie cât mai profi totul, indiferent unde s-ar întâmpla, în ce segment, la stat sau independent, să fie cât mai profi totul. Adică asta ne ajută pe noi să fim cât mai sus și cât mai profi și asta cred că ajunge și în sală. Și asta e foarte important, să se întâmple lucrurile cum trebuie, știi? În cazul în care am timp să mă duc la să văd niște spectacole într-un festival, cred că mie mi-ar plăcea să văd spectacole din afară. Să văd spectacole care aduc, nu știu, pur și simplu, alt mod de a vorbi, alt mod, altă cultură, alți oameni. În afară, da, serios, adică altcineva, știi? Să vedem ce mai crește alții despre viață, care sunt poveștile lor, chiar dacă sunt aceleași texte, eventual, la un moment dat toată lumea folosește să zice, nu contează despre ce e vorba, care e povestea, dar să vedem cum privesc, să văd, asta mi-ar plăcea, să văd cum privesc alți oameni. Pentru că nu am timp să ies, să mă duc în Ungaria, în Germania, în alte părți, să văd teatru, știi? Și atunci mi-ar plăcea de fiecare dată să mai pot să văd și pe altcineva. Și am fost așa trist la sfârșit. Teatru bun. Știi? Și asta e foarte tare ce ai zis, Mihai, și mi se pare că se leagă, că... Nu știu, e important să ai ceva de zis, cred că, știi? Și indiferent că reușești și că de data asta e bine sau data viitoare nu va fi atât de bine, e important să ai ceva de zis. Și eu țin minte că cu niște ani, asta era chestia cu teatru independent, cumva. Dacă era ceva care era diferit, era că erau spectacole care vreau să spună ceva. Știi? Asta era marea diferență. Și mi se pare că atât din cât ți-ar păstra asta, meciul deja e câștigat. Știi? Sigur că sunt spectacole care spun ceva și în teatrele de stat și spectacole care nu spun nimic, multe, foarte multe, în teatrele de stat. Dar și în independent, știi? Adică, nu știu dacă... În independent, categoric, ai mai multă libertate. Știi, și să testezi anumite zone în care poate în teatrul de stat nu ai fi distribuit sau nu ai avea curaj sau habar n-am, știi? Și asta e partea bună. Dar amândouă, dacă teatrul de stat ar putea să ia libertatea și curățenia din independent și independentul să ia profesionalismul și organizarea din teatrul de stat, atunci ar fi bine. Ar fi numai bucurie și am înnebunit cu toți. Îți dai seama, de atâta teatru bun. Da. Pam, pam. În trei cuvinte? Under Cloud. Gata, hai să mergem. Asta este toată lumea, nu? Undercloud. În trei cuvinte? Păi, Chris, nu? Un cuvânt. Hell, al doilea. Și eu! Ce Dumnezeu! Nu, și... Nu știu. Fresh. Sper. Eu? Acum? Cât aveți SSD-ul ca să știu că pot să mă gândesc? Trei cuvinte. Da, mă, dar gândirea, nu știu. Trei cuvinte. Habar n-am. Să fie bine. Să fie bine. Să fie pace, mai avem unul. O propunere. Să fie teatru. Alta. E clar că e teatru, să fie bine. Fie teatru bun. Da.
continuă. Și râs, dar continuă. E foarte tare că a crescut, știi? Iarăși, mi-aduc aminte de prima ediție, când era pe motoare și erau câteva spectacole și... Dar mai e foarte tare că a crescut, e foarte tare că e Focus Moldova. Wow, știi? Nu, e bine că, nu știu, eu am mulți colegi care se gândesc la festivalul ăsta, știi, și vor să participe, unii recunosc, alții mai puțin, se supără că nu sunt sau habar n-am. Și asta e important. Și e important că e un alt festival în București. Și e important că cineva se gândește la teatru. Știi? Și e important că cineva își bate capul cum se umple sălile. Adică astea sunt lucruri importante pe care le face un om, coleg cu noi, și nu le face nicio instituție care are artă pârghii, nici, nu știu, o formațiune sprijinită de cineva care ar putea să sprijine, știi? Adică e important. E meritoriu așa cumva, știi? Nu știu, am mai participat o singură dată, dar știu că fiind multe spectacole, tot așa, am avut foarte puțin timp înainte de spectacol ca să ne pregătim și așa. Și toată lumea s-a mișcat foarte repede, toată lumea era foarte dispusă să ajute, să fie totul bine. Au apărut oameni din Icherți, au adus tot, pac, a apărut apă, a venit, au pus să vină, nu știu ce, și în 10 minute puteam să facem treaba. Și asta, din punctul meu de vedere, e super ok. Și mi se pare drăguță asta cu voluntarii. Da. Mi se pare foarte tare. Nu știu, așa, sunt niște oameni care știi că sunt acolo și poți să te sprijini pe ei, știi, și asta e una dintre diferențe. Adică chestia asta, eu nu știu dacă a mai fost anii trecut sau așa, și sunt niște oameni care sunt studenți, știi, adică, nu știu, se face așa un schimb, o trecere. Fugiți! Nu știu, frate. Glumesc, nu știu ce sfat. Eu nu pot să-mi dau mie sfaturi, să dau la alții sfaturi. Ferească Dumnezeu. Nu știu. Am ajuns la vorbele profesoarei mele, Corelia Gheorghiu, care tot timpul ne spunea credință. Și după o vârstă, că am ajuns și eu la o vârstă, cred că ajungi la chestia asta. Dacă tu crezi în ce faci și ai de zis ceva, o poveste, oricare ar fi ea, până la urmă, dacă te chinui, poate că nu o să trebuiască să te chinui, poate că o să meargă din prima și o să ai un drum bavat numai cu aur și cu harbuz sau ceva pepene, adică din Moldova. Credința, până la urmă, Eu aș sfătui să aibă nervi tari, să reziste și să știe că mai devreme sau mai târziu va exista un moment în care, nu știu, vor deveni o forță care va mătura tot ce e în regulă. Sunt absolut convinsă că asta se va întâmpla. Dar cu toate astea, să nu împartă teatru așa. Adică în independent, stat. Acum e foarte greu să nu îl împarți, pentru că sunt atâtea lucruri care sunt în neregulă, că e foarte greu să nu faci împărțirea asta. Dar să treacă de chestia asta, știi? Și să caute să aibă ceva de spus. Și să aibă credință.